Acum am plăcerea să filmez porumbelul care la ediția 2019 a expoziției columofile pe București și provincia de Sud. A ocupat locul 2 în expoziție la categoria standard cui. El aparține maestrului columbofil și multiplului campion, domnul Teodorescu Ioan din București. Nenea Teo, așa cum îl cunoaște toată lumea. E o pasăre tânără, domnul Teo, da? Da, foarte tânără, este încă crud și e o speranță de mare viitor. Este, se vede. L-a scroit așa după mâna dumneavoastră de arbitru. De 45 de ani. Super! A răzburat și umanul, văd, nu? Da, și umanul, care îl pun destul de greu pentru pui, da, și mai ales pui mai crud deja. Da. Deci e îndreptățit să fie în anii următori foarte valoros, nu numai din punct de vedere al frumuseții ca și candidat, dar și sportiv, să zic așa, da. Cum a mers 2019 din punct de vedere al rezultatelor? Sunteți mulțumit de rezultatele obținute în 2019? Da, sunt mulțumit, mai ales prin faptul că nu au fost condiții pentru mine prea bune pentru a le face antrenamentele pe care le-am dorit, dar sunt mulțumit, am rezultate întotdeauna, sunt top, da? Și sunt mulțumit și sper că în anul care vine să fiu și mai mulțumit. Eu sunt convins de asta, Nea Teo, pentru că vă știu foarte ambițios, un om foarte puternic, da, și din punct, da, de vedere fizic și mental și moral. Da? Ați rămas în continuare aceeași frunză de stejar. Da. Adevărat? Nu? Vreau să vă spun că sunt elogiat în lumea revistică de curând și am primit niște diplome de onoare deosebite. Ei, vreau să le lipesc aceste activități atunci când n-am mai jucat și n-am mai fost antrenor la rugby. Am devenit un arbitru național. Un de renume, da. Da. Nu neapărat de renume, dar care... Nu, în România sunteți un nume în arbitrajul columbofil. Sunt arbitru național de mulți. Da, știu. Și pentru asta, ce să zic? Câte expoziții ați arbitrat, mai țineți minte? În fiecare an, în ultimii 40 de ani. Eu vă mulțumesc foarte mult. Da. Noi vă mulțumim pentru că aveți și vă felicităm pentru energia de care dați dovadă, da, în continuare. Ați rămas în continuare același pilon moral al columbofiliei bucureștene și nu numai. Mulțumesc mult, da. Un om... Ceea ce mi-am propus este ca în anul care urmează să intru, să fac o școală de arbitraj pentru la mine acasă, la clubul la mine acasă, ca să... Ar fi un lucru deosebit, da, pentru că... Să mai creștem tinere. Da, da. Și sunt în ultima perioadă și chiar inclusiv anul ăsta au apărut foarte mulți tineri pricepuți, de valoare, da, da, care vor să crească și să devină la rândul lor arbitri adevărați. Pe o parte dintre ei am văzut chiar la club la noastră, membri în cadrul clubului, niște băieți de toată isprava. Da, așa este, da. Și dacă vor crește sub mâna și bagheta dumneavoastră, eu sunt convins că o să iasă ceva de calitate. Sper să crească, să fie undeva, să ne depășească pe noi și să privească în urmă cu mândrie, cu plăcere și cu bucurie. Așa este. Mulțumesc. Încă o dată mii de mulțumiri, felicitări, da, mulțumesc, pentru tot efortul pe care îl faceți, pentru pasiunea asta care nu vă dă pace. Sunt avid să mai fac multe. Știu. Chiar dacă anii sunt adunați și sunt destui, sunt. Vreau să fac acest lucru. E bine că nu vă arătați anii, să știți, niciodată, Nenea Teo. În ciuda tuturor placajelor pe care le-ați primit la viața dumneavoastră, și în rugby, da, și în viață, da? Că au fost multe placaje și în viață. Au fost. Da. Da. Am condus România de punct de vedere al drumurilor naționale. Știu. După Revoluție, reabilitarea unor drumuri naționale a fost prima mea preocupare. Știu. Șef al mecanizării după România. Și nu numai. Felicitări încă o dată. Multă sănătate, viață cât mai lungă, să vă întâlnesc aici în expoziții. Da, da. Cât mai mulți ani de acum înainte. Cât ce vrea Dumnezeu. Cât ce vrea Dumnezeu. Toate cele bune, domnul Teo. Mulțumesc frumos. Cu stimă, numai bine. Numai bine.